Colega noastră, Elena Calistru, a spus că atât de mult a rămas impresionată de acest om cu literă mare, pentru că este eseist, e traducător, e jurnalist, e scriitor și e om de omenie. Vorbim despre Vladimir Beșleagă, care ne-a oferit un interviu de colecție. De ce este chiriaș? Ce părere are despre perioada în care trăim și dacă trebuie să ne fie frică sau nu de viitor? Aflăm din reportaj. Păi vorbește tare, ca să te aud. Așa e bine? Da. Ne aflăm la Uniunea Scriitorilor. Inițial am vrut să realizăm interviul la dumneavoastră acasă, dar ați spus că nu aveți unde să ne primiți și că sunteți chiriaș. Eu cumva am rămas perplexă cum un asemenea scriitor ca dumneavoastră este chiriaș și nu are unde să ne primească. Cum s-a întâmplat asta? De ce? S-a întâmplat așa pentru că multe se întâmplă în viața unui om. Eu am fost căsătorit cu prima soție și la divorț am împărțit apartamentul. Și din cele trei camere, două i-au venit ei și una mie. Și am încercat să fac schimbări, să obțin o garsonieră undeva. N-am reușit. Dar acolo nu puteam să rămân împreună cu ea. Și cu a doua soție avea o garsonieră, sau are o garsonieră, și am mers cu traiul la acea de-a doua soție. Dar cumva nu sunteți chiriaș, locuiți la ea, împreună cu ea, nu? Dumneata, mă întreb dacă sunt eu, mă consider chiriaș. Adică locuiesc cu chirie, sunt soțul, adică suntem în cuplu, legitimat, dar eu fac mai multe lucruri în casă. Fac curat, fac bucătărie, fac piața, fac... Deci eu sunt un soț, cum m-a numit ea, soț model, face de toate. Iată așa. Dar că eu sunt chiriaș, înseamnă că asta e un eufemism, o glumă, că sunt chiriaș. Dar vă place să fiți un soț model? A fi soț model este o vocație. O vocație de ce? Pentru că dacă în prima căsătorie tinerii se iau fără experiență conjugală, și multe nu se potrivesc și se întâmplă diferite conflicte, tensiuni, tragedii chiar. În a doua căsătorie, omul mai prinde la minte, la experiență și își dă seama că nu de dânsul depinde cum să organizeze viața în cuplu, viața în familie. Deci, dar cumva sunteți sigur că prima căsătorie mai mult eșuează, iar a doua este căsătoria perfectă și cea pe care o așteptăm toată viața? Doamna Elena, vreau să vă spun, ce înseamnă cuplu? Cuplu se formează din doi îndrăgostiți. Este un moment de mare romantism, de imaginație, de dorință, de farmec, de toate. Dar atunci, în momentul când se iubesc doi, toate aceste diferențe dispar dintre doi. Și se începe viața cotidiană, viața obișnuită. Și fiecare încearcă, sau așa e în cuplu, este o lege a cuplului, că fiecare încearcă să-l facă pe celălalt ca pe dânsul, ca să fie împreună. Și dacă nu cedează unul un pic, atunci se produce conflict, ruptură și divorț. Deci cea de-a doua căsătorie este cea mai liniștită, mai armonioasă, mai ceva. Eu, slavă Domnului, am 90 pe-al 91-lea, sunt numai în a doua căsătorie. Dar de ce s-a produs
cea de-a doua căsătorie. Muza mea de care m-am îndrăgostit eu a fost o copilă din școală. Eu m-am îndrăgostit elev fiind. Dar ceea ce a fost la mijloc și a dus la divorț a fost faptul că ea era din adolescență bolnavă. Ea suferea de astm și rudele mele mi-au spus: tu cu fata asta n-ar fi bine să te ai, pentru că ea e bolnăviară, dar dragostea nu ascultă. Dragostea nu ține seama de asta. Când au apărut copiii, boala s-a acutizat și ea era bolnavă și era internat în spital 2-3 luni de zile în spital, 2-3 luni acasă, alte 2-3 luni în spital, până la momentul când am decis împreună, foarte normal, foarte pașnic, să divorțăm. Dar nu credeți că ea poate avea nevoie de susținerea dumneavoastră, nu știu, să o acceptați așa cum este, să o înțelegeți, să o susțineți în aceste momente? Eu când am divorțat, am menținut relațiile în continuare. Nu, deși am făcut a doua căsătorie, eu am menținut relațiile cu prima soție și am ajutat-o tot până la sfârșitul vieții ei. Asta a fost înțelegerea noastră. În cei 90 de ani presupun că ați văzut multe și de toate. Și eu sunt curioasă, care este părerea dumneavoastră de tot ce se întâmplă acum? Eu am trăit atâția ani, niciodată nu m-aș fi gândit că voi atinge o asemenea vârstă. Eu în viața mea am văzut de toate. Eu am văzut și secetă și foamete, am văzut război, am văzut deportări, am văzut multe. Pentru mine de acum am astea nu sunt surprize. Ce e tragic pentru omenire și pentru istorie este faptul că omenirea și istoria nu renunță la războaie. Uite, asta este o chestie care nu știu dacă va înceta vreodată și dacă este posibil războaiele și epidemiile. Dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Da. Există o putere mondială, universală, care este cea deasupra noastră și care ne dictează și ne îndrumează și ne spune ce să facem și cum să facem. Dumneavoastră vă temeți de moarte? Doamne Elena, eu când veneam aici, mă gândeam să încep discuția noastră cu următoarele versuri. Viața asta e bun pierdut când n-o trăiești cum ai fi vrut. Din codru rupe-o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de viața mea? Asta e Coșbuc, marele poet al țărănimii, Ardeleanu. Și ați trăit viața așa cum ați vrut? Cred că moartea se teme de mine, pentru că am murit de 3 ori. La vârsta de 16-17 ani, mi-am dat seama în ce împrejurări m-am născut eu. Eu m-am născut din părinți care erau absolut străini unul de altul. Și eu am apărut pe lume din căsătoria lor. Și când mi-am dat seama din ce familie am apărut eu pe lume, mi-am spus că eu nu am dreptul la viață. Eu trebuie să mor. Nu am dreptul la viață. Și era în câmp, era la 3 ratul pâinii și m-am aruncat așa cu mâinile pe o movilă de grâu. Și am strigat: Doamne, trebuie să mor, eu n-am dreptul la viață. Și a venit o voce de sus și a spus: de acum, dacă te-ai născut pe lume, ai o mare datorie să spui adevărul despre neamul tău, despre familia ta, care a fost destinul, cine dreptăți și tragedie a fost din care tu să fii martor, să demonstrezi, să arăți tot. Și în felul ăsta eu mi-am găsit misiunea, mi-am descoperit vocația vieții. Și prima moarte a fost când a fost să mor eu. Prima moarte a fost când a murit maică-mea, a murit sărmană de boală incurabilă,
Eu am ținut cel mai mult în viața mea la maică-mea. A murit la 52 de ani, s-a uscat ca o frunză. A doua oară a murit când a murit fiorul meu la 23 de ani. Nici n-a ajuns la vârstă. Și iată, au fost trei morți care eu le-am înțeles. Și nu știu cum am supraviețuit. Așa că de moarte nu mă tem. Toți murim. Din scrierile dumneavoastră, care este lucrarea cea de căpătâi sau cu care vă mândriți cel mai mult? Am scris o carte care se numea Noaptea a treia. A fost refuzată de cenzură, de publicare. Ea a fost scrisă în 69-70 și a rămas în sertar până în perioada perestroicăi. În 87 și în 88 a apărut, aproape la 20 de ani. Și cartea aceasta, cum spuneam, este cea mai profundă carte a mea. Cea care exprimă atât sufletul și trăirile și destinul meu, cât și destinul în epocii. Trebuie să ne fie frică de viitor. Vezi, eu trebuie să dau un răspuns foarte complicat la întrebarea dumneatale. Dumneatale, ești atât de tânără și cei care ne ascultă și ne privesc sau ne aud sunt plini de speranță și vise. Exact. Și eu aș spune așa, scurt, că viața omului pe pământ este tragică în sensul ei, pentru că se sfârșește cu moartea. Deci, când răspunsul tău să ne temem de viitor, nu trebuie să ne temem de viitor. Pentru că viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu degeaba ne-a născut pe noi pe lume și ne ține și ne apără. Orice s-ar întâmpla, chiar și cele mai crunte războaie, seciște, epidemii, sunt trecătoare. Și omul îi învinge și omul merge înainte. Chiar dacă știe că este muritor.